Ieri, la Totia, sat aparținător de comuna Hunedoreana Băcia, a avut loc un eveniment cultural deosebit. Prin grija unei fiice a satului, revenită pe plaiurile natale din Statele Unite ale Americii și care este reprezentanta unei asociații non-profit americane, a fost inaugurată o inedită bibliotecă stradală. Aceasta este cea de-a șasea bibliotecă de profil care este înregistrată în România. Eu locuiesc în Totia de foarte mult, adică părinții mei sunt mama din Totia și am fost plecată în Statele Unite de 15 ani și jumătate și nu m-am întors până acum recent. Și am vrut să fac ceva pentru sat. Treaba cu căsuțele de lectură era așa o chestie mai pe sufletul meu și am vrut să fac în memoria tatălui meu pe care nu am mai reușit să-l revăd, dar el tot timpul m-a încurajat să pun prioritate cu studiul și am zis că trebuie să fie în memoria lui. Eu fac parte dintr-o organizație non-profit acolo, sunt în comitetul director și am decis, pentru că am avut așa la alegere să fac proiecte și am decis să mă ocup de partea cu căsuțele de lectură. Aceasta este prima din proiectul nostru. Momentan sunt căsuțe de lectură în România, dar înregistrate în baza de date la Little Tree Library sunt decât 6. Regulile de funcționare ale bibliotecii stradale din Totia, care își are sediul într-o căsuță, sunt simple. Căsuța aparține tuturor sătenilor, este deschisă non-stop, utilizarea este gratuită și cei care doresc să doneze cărți sunt bineveniți. Căsuța se află sub monitorizare video, iar inițiatorii proiectului privind biblioteca stradală din Totia îi roagă pe cei care o folosesc să o facă cu respect și să aibă grijă de ea, deoarece acest lucru va reflecta nivelul de cultură la care am ajuns.